Chiar dacă ne întâlnim doar pe calea undelor, vreau să-ți spun o întrebare. Pe ce îți clădești viața? Cei la centrul vieții tale sunt oameni pentru care materialismul este centrul vieții. Sunt alții pentru care hobiile sunt cele mai importante. Pentru alții cariera sau meseria. Dacă ar fi să-ți răspunzi sincer, pe ce îți clădești viața? Cred că e important să-ți clădești viața pe Dumnezeu și în centrul vieții tale să fie Dumnezeu. Pentru că hobby-urile pot să se schimbe, lucrurile materiale pot să dispară, dar ai nevoie de ceva stabil, de cineva pe care să te poți baza. Și atunci când vin îngrijorări și probleme, îți aduci aminte că poți să vii la Dumnezeu oricând. Așa cum spune Epistola către Filipeni în capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să rezolve absolut totul. Și în momentul în care le aduci la cunoștința lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va veni peste voi. Așa că, la începutul acestei săptămâni, am vrut să-ți aduc aminte cât de important este ca să fii teocentric, să îți clădești viața pe Dumnezeu. Și atunci când vei face lucrul acesta, nu o să fii stresat, o să fii binecuvântat.